Atunci când ambii părinți au murit într-un accident de mașină, un tânăr a fugit de Dumnezeu. Avea 18 ani. În vreme de 12 ani, el a fugit de durere, a fugit de Dumnezeu. Astăzi însă, este un om al lui Dumnezeu. Are soție și 3 copii frumoși. Circumstanțele i-au fost foarte dure în ultima vreme. Când s-a întors, nu a avut părinți la care să se întoarcă. A trebuit să se confrunte cu o imensă singurătate cu care foarte puțini dintre noi s-au confruntat. El este potcovar și scrie și pe un blog. Următoarele rânduri le-a împărtășit după ce a scris despre tot ce a trebuit să facă pentru a înlocui mânerul unui instrument foarte important în meseria lui, un ciocan. El a scris: astăzi țin în mână un ciocan cu un mâner care își face treaba foarte bine, este ușor în mâna mea atunci când bat cuiele cu el. Cu toate acestea, are pe el cicatricile pe care a trebuit să le suporte până când a ajuns în starea aceasta. A fost strâns în menghină, ars în foc, fiert într-o soluție specială. Totul pentru a ajunge unealta dorită. Cam așa face Domnul uneori cu noi. Noi vedem un eșec constant în viață. El vede însă perseverența în făurire. Noi vedem singurătate. El vede pe cineva pregătit să stea singur în spărtură. Noi vedem răni și suferință. El vede pe cineva căruia îi este dată o doză imensă, unică, de compasiune. Noi vedem persecuție și rușine. El vede pe cineva desăvârșit prin foc. Mici bucăți din vechiul nostru sine sunt dezbrăcate și aruncate într-o grămadă de cenușă. Frânți și bătuți, din noi iese la iveală un vas demn de a fi numit împreună moștenitor al tronului. Vom purta mereu cicatricile focului, ale ciocanului stăpânului, care ne lovește sufletul, care ne desăvârșește prin fiecare lovitură. Până când vom fi făcuți să ne potrivim perfect în mâna lui, să fim mânuiți de stăpân pentru scopul său perfect. Nu ar fi minunat să auziți cuvintele acestea, rostite de fiul vostru, risipitor? Este nevoie de o cioplire profundă, pe care numai Dumnezeu o poate face în viețile copiilor noștri risipitori, precum și în ale noastre. În Psalmul 107 este scris: i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Doamne, fiica mea are propriile legături. Ele nu sunt făcute din fier, ele sunt făcute din păcatele ei, forjate de bunăvoie, crezând că îi vor aduce mai multă libertate, dar i-au adus orice în afară de libertate. N-au făcut decât să o împiedice să se apropie de tine. Dar tu ai promis că dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Cuvântul tău spune: Domnul izbăvește pe prinșii de război. Izbăvește-o, Doamne! Ea are nevoie ca tu să-i rupi legăturile. Doamne, eu mă rog să aud sunetul lanțurilor căzând cu un zgomot surd și să nu-i mai fie puse niciodată. Doamne, eu tânjesc să-mi aud fata spunând: da, Domnul a făcut mari lucruri pentru mine și sunt plină de bucurie. Amin.